nici nu știu cum să mă exprim, că parcă să așa depri, dar nu chiar depre. Vă rog mai precis să-mi transmiteți. Am așa un sentiment de, nu știu, de neutilitate. Parcă nimic din ce fac nu-i bine, nu mă mulțumește nimic, nimeni nu mă bagă în seamă. Ce-a zis? Nici măcar nu pot să dorm. Nu pot să dorm. Nu, nu, nu-mi găsesc fericirea nimic. Nu, nu mă înveselește nimic. Poate e și tu în aer liber, niște plimbări. Ce plimbări? Unde? că e aglomerat peste tot, n-am loc nici să mă mișc, că e plin de, oh, de porumbei. Prin astenia de primăvară ați trecut? Prin astenia de primăvară e fix, fix. Să deci știți cum e că vine vara, vin vacanțele, nu ai timp să stai să ai astenii. Să știți că depresia de toamnă vine. Vine ca colecțiile alea de poșete noi cu care își pun prietenele mele poze pe Instagram și eu nu am pentru că eu lucrez la mec. Și mi ciudă. Da. De fapt, din ce îmi dau seama, e vorba despre o tulburare afectivă sezonieră care are un simptom bipolar tot ce ați trăit până aici, tot ce v-a făcut plăcere în viață, nu vă mai place, v-ați întors cu 180 de grade și undeva celebru Gabor Mate spune... E foarte ușor să dai sfaturi când nu treci prin situație. Ați încercat terapia cu lumină? Cu... Terapia cu lumină. Când s-o scumpi curentul, eu să fac... Vă rog. Haideți să ne întoarcem un pic în trecut. Să găsim acolo, să izolăm un moment în care ați fost fericită, un moment în care ați găsit plăcere. Ceva trebuie să fie? Nu. Nu. Nu-mi place nimica. Nu vreau nimica. E plin de studenți peste tot. Nu-mi găsești nici niștea nimica. Nu vreau să merg nicăieri și nu-mi place. Nici în ciocolata Dubai nu găsesc plăcere. Nu, din aia pot să mănânc cu chilele și nici măcar nu mi-aduce nicio satisfacție. Se mai întâmplă câteodată când mai, nu știu, mai morsoc așa din câte un papanaj din la cal cu, cu smântână și cu dulceață din aia de blueberry și îmi place foarte tare, dar în nu. Da, 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 da. Să o luăm metodic, totuși. Cred că am putea să... Nu, știți cum e? Eu, nu știu, din, din, parcă sunt altă persoană. Deci eram foarte calmă și din diana aia pacifistă și drăguță și zâmbitoare. Diana urlătoare dintr-o dată. Diana răzbunătoare, nu știu ce-ți mai fac. Diana șoșoacă. Pe cuvânt. Deci parcă mă transform. Da, păi... În perioada asta când intră iarna și nopțile sunt mai lungi, parcă ne transformăm și noi în vârcolaci. Vârce? Simptomatic spun, devenim vârcolaci. Colaci. Uh, nu doriți să vă întindeți? Să mă... Ce scopropurile astea? Să continuăm terapia. Ce să... Eu cred că tu ești un pervers, de fapt. Că prima dată menționez de colac și după aia să ne întindem, dar ce aici? e aici? E, o terapie. Tu ești un frustrat, mă, tu ai ești, ești, un frustrat. Tu ai frustrarea, acolo, recunoști, zic că ai ceva. Tu cu capul nu, nu ești normal. Nu pot să nu recunosc că asta am și eu, mm -hmm. la nivel de frustrare, am ceva acumulat. Cu soția, cum te înțelegi? Vai de mine, nici nu mă bag în seamă parcă n-aș fi în casă, nu există în viața ei. Mereu certuri, mereu reproșuri, mă ascund de ea, mă cicălește că nu vorbesc suficient de mult cu, la telefon cu ea, că îmi găsesc alte pasiuni numai să nu stau în preajma ei și merg cu frica acasă, aștept noaptea să... Da, mă gândeam, mă gândeam. Vă rog să vă întindeți. Ridică-te! Oare ajută? A, aici se întinde. Mm -hmm. Invers. Ah. Cum e acum? Parcă mai bine Și tot timpul e reproșul ăla Că n-aduc bani suficienți în casă Că nu mă implic în viața de cuplu mm -hmm. Că nu o ajut Că nu o sprijinesc că... Da, tot cu, timpul... cu clienții cum stai? Ce clienți? Că sunt puțini și, puțin și rari Pe Instagram ești? Nu, nu că nu-mi place cum arăt în poze și la podcasturi ai fost, la oameni faimoși, la, la Dr. Cezar, la Brenciu, la Bendea. Nu, că mi-e frică că o să răspund greșit și o să sufer pentru asta. Da, da, ți-e frică, ți-e frică. nu nimic, respira dâng și expiră puternic. De trei ori. Așa e că e mai bine. Mai bine, da. Parcă încep să se așeze gândurile. Trebuie să ne ocupăm de chestia asta, că noi nu, nu e ok deloc. Joi, ești liber? Păi n-am clienți, sunt liber. Bun, hai să continuăm terapia, ce zici? Credeți că se poate? Da. Îmi dați o șansă să mă însănătoșesc? Da, te pun eu pe picioare. Minim 15-20 de ședințe ești la loc. Ceva pachet virtual, nu aveți? Ca... Da, avem un pachet promoțional la Zoom, pe Zoom. Uh, o să fie fiecare vineri de la 10 dimineața. Super. Și-ți trimit factura pe e-mail. Da, da. Bun. Data viitoare o să vă rog să aduceți și niște păpanași Pentru stima de sine. Pentru stima de sine, da. Mulțumesc. Cu plăcere. Pe unde O Pe dreapta și.